Vladimir Putin s-a răzgândit și acceptă și valuta, inclusiv euro sau dolari, ca modalitate de plată pentru livrările de gaz în statele considerate de Rusia drept neprietene. Vladimir Putin a semnat un decret care se referă doar la clienții Gazprom, care întâmpină dificultăți și nu pot plăti în ruble la timp. La sfârșitul lunii martie, Rusia a modificat clauzele contractelor cu beneficiarii europeni, cerându-le să plătească pentru gaz doar în ruble, cu scopul de a-și proteja și întări moneda națională. Acum, pentru a recupera banii de la datornici, Rusia acceptă orice fel de valută, doar să plătească.